What's up la toți? Astăzi veți auzi o mărturie a unui băiat care trăiește într-o zonă cea mai periculoasă în Statele Unite. Visul lui ca cei cu arme să le pună jos și să unească etniile, chiar dacă suntem diferiți. Hai să auzim mărturia lui Dace Curi. Chicago police confirmed there were 41 shootings across the city this holiday weekend. Head to toe in black kills and he's terrorizing a neighborhood in mainly on the west and south. Mă cheamă Dadri Curi, am 20 de ani. Crescând în Englewood, am experimentat sărăcie. Nu aveam tată, tatăl meu m-a lăsat când eram nou născut. Și asta este o practică foarte des întâlnită în comunitatea mea. Am rămas cu mama mea și cu cei doi frați, unul mai mic și unul mai mare, cel mai mare decedat de cancer. Ea a lucrat din greu ca noi să stăm departe de violență. Englewood-ul e aproximativ 8 km pătrați, și în acel loc trăiesc tocmai 26.000 de oameni. Și Englewood e considerat unul din cel mai rău oraș de a trăi în Statele Unite. Oamenii din acel oraș, Englewood, de unde sunt eu, e așa de violent. Oamenii se omor zi de zi și violența armată crește în fiecare zi. Fiecare mașină care trece pe lângă mine, trebuie să fiu foarte atent, pentru că ei poate să gândească altcineva sau un om de partea altui gang și poate să mă ucidă chiar din mașină. Problema este că gangurile merg împotriva unor altora și se împușcă unul pe altul și ei sunt ca un click și scopul lor să împuște un click pe alt click. În comunitatea mea nu este niciun fel de model, de mentor, niciun model de tată, așa că oamenii fac ceea ce cred ei de capul lor. Scopul meu e să schimb aceasta, pentru că eu am o pasiune să schimb comunitatea de unde vin eu. Vreau să fiu un lider pentru comunitatea mea și să fac o mișcare ca soluție pentru problema actuală. Când am ajuns aici, la universitatea mea Taylor, am observat o problemă similară, dar era arătată diferit. Aici sunt foarte multe etnii diferite, multe diviziuni între ele. Când merg la cafeterie, eu văd că cei albi se așează cu cei albi, cei din Asia se așează cu cei din Asia, cei din America Latină se așează cu cei din America Latină. Și eu am observat că acele sunt ca niște clicuri, cum am menționat anterior. Aceste grupuri mici separate sunt ca niște clicuri și ei nu vor ca alții din afară să intre în grupul lor, în clicul lor, pentru că o persoană nu cunoaște cultura celorlalți sau nu înțelege cultura celorlalți. Poate că ei nici nu sunt rasiști. Observând asta, am început o linie de îmbrăcăminte. Se numește One Click. Acest cuvânt click este un cuvânt alternativ pentru gang. Gangurile au grupuri mici și nu de voie ca alți în afară să intre înăuntru. Asta nu este un oarecare click. Este click-ul. Dacă tu porți acest maieu sau oricare produs de la One Click, reprezintă că tu accepti persoana de lângă tine. Eu vreau toți să știe, nu contează de unde ești, cine ești, noi toți suntem împreună, una. Prin această linie de îmbrăcăminte vreau să duc la un punct de încheiere pentru violența armată acasă la mine în Englewood. Vreau să unesc pe toți și de oriunde vii trebuie să fii acceptat ca persoană în primul rând. Și dacă suntem toți într-o echipă, tu n-ai oponenți. Nu e numai decât să fim de acord unul cu altul, dar fiind împreună, uniți, va fi mai ușor și mai bine unul pentru celălalt. Acasă, în Englewood, sunt diferite ganguri care au o culoare ca reprezentativă, ca de exemplu roșu, un gang, și albastru, alt gang, și cele două culori puse pe un maieu reprezintă cum aceste două culori poate să fie împreună și să arate bine și să lucreze împreună. Și nu este vorba doar despre ganguri, este și despre diferența dintre culturi. Culturile diferite poate să lucreze împreună. Mulțumesc pentru timpul tău acordat, pentru că ai ascultat istoria mea. Dacă vrei să fii parte în această mișcare, roagă-te pentru misiunea noastră și dacă vrei să porți o bluză similară ca aceasta sau alt produs, poți procura la linkul care este pus în bio. Mulțumesc că ați privit acest video, sper că v-a încurajat. Eu vreau să vă motivez, dacă este o problemă în comunitatea ta, de ce să nu cauți o soluție ca să o rezolvi? Eu te încurajez să faci asta și să fii integru.
și vei fi foarte uimit că alți oameni se vor alătura ție. Nu uitați să pui like, subscribe și ne vedem data viitoare cu alt video. Peace!